Bănuț, că a treia unitate de învățământ public modernizată din bani privați, prin programul România Eficientă, derulat de Energy Policy Group, și anume grădinița Zigzag din județul Constanța, din localitatea Ovidiu, a fost consolidată structural, extinsă și renovată energetic la standarde NZEB, în urma unei investiții de 1,5 milioane de euro. Până în prezent, bugetul pentru cele trei proiecte deja modernizate din cadrul programului România Eficientă se ridică la circa 4,1 milioane de euro. Proiectele de renovare aprofundată îmbogățesc considerabil condițiile oferite copiilor și personalului didactic pentru protejarea sănătății și a stării de bine și susținerea eficienței procesului educațional. De aceea, proiectul România Eficientă, derulat de Energy Policy Group, și-a asigurat misiunea de a investi în reabilitarea energetică la standard NZEB a unor astfel de clădiri, finalizând cu succes, în mai puțin de 5 ani de existență, 3 proiecte complexe, realizate prin investiții totale de circa 4,1 milioane de euro. This is our third school. This one has a very, very special vibe, I would say, in terms of just the presence of all the kids here, the faces, the smiles, and the parents. Clădirea grădiniței Zigzag, construită în anii 50, era într-o stare avansată de uzură și se confrunta cu numeroase probleme generate de deficiențe structurale, lipsa termoizolației, tâmplăria exterioară neperformantă, un sistem de producere a căldurii ineficient, o instalație electrică subdimensionată, precum și lipsa sistemelor de ventilație și climatizare. Datorită amplului proiect realizat prin România Eficientă, clădirea grădiniței Zigzag a devenit un spațiu sigur și modern, care va asigura copiilor și personalului didactic cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților educative. Mediul interior va fi mult mai sănătos și confortabil, iar consumul de energie și costurile aferente de funcționare și întreținere vor fi mult diminuate. Am ajuns așadar la această locație specială. Este prima grădiniță, o clădire extrem de modernă din toate punctele de vedere. În urma finalizării lucrărilor, clădirea grădiniței Zigzag a trecut din clasa energetică E în cea mai înaltă clasă de eficiență energetică, A. Consumul total anual de energie va fi diminuat cu aproximativ 60% datorită termoizolării eficiente și a sistemului centralizat de climatizare hibrid cu pompe de căldură. De asemenea, o parte din necesarul de energie al grădiniței va proveni din surse proprii, odată cu instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii. Cei peste 100 de preșcolari care învață sub îndrumarea personalului didactic din grădinița Zigzag beneficiază acum de o clădire sigură, eficientă energetic, confortabilă și sănătoasă. Prin renovarea la standard NZEB, grădinița va avea un impact mai mic asupra mediului și, totodată, va fi mai rezistentă la impactul schimbărilor climatice.